Un muncitor a ajuns la urgență după ce câteva bare de fier au căzut peste el la locul de muncă. Din fericire, starea lui nu este atât de gravă. Muncitorul a suferit o contuzie de membru inferior. Doctorii nu cred că ar fi vorba despre o fractură. Muncitorul de 48 de ani se plângea de dureri la coloană, dar cel mai probabil durerile s-au datorat excoriaților rezultate în urma lovirii, au declarat reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Arad. Dacă accidentul de muncă nu este mortal, cu amputație sau consecințe grave, adică cu incapacitate temporară, atunci noi așteptăm înștiințare din partea firmei. Între timp, firma își face propria anchetă pe care o va trimite la avizat. Apoi noi o vom aviza favorabil sau nefavorabil, au declarat reprezentanții ITM Arad care așteaptă acum rezultatul anchetei.